Bun venit la starea nației, securiștii mei! Eu sunt Dragoș Pătraru, gazda dumneavoastră. Avem o ediție starea nației pe săptămână în această lună? Una de dată naibii, adică nu ne jucăm. Făcută ca lumea, domne, să țin o săptămână, vorbaie. După aia să strică, să. <laughs> Înainte de toate, două chestiuni. Prima, mă mai uit pe comentarii, mai au tot felul de idei, iau pulsul na. Mă mea. Sunteți unii pe acolo, deranjați rău de tot, dar ce zic eu deranjați? V-ați ales niște boli foarte, foarte complicate, grele. Psihiatrie direct, grijă mare. Și a doua chestiune, vreau să vă mulțumesc tuturor, bunilor și nebunilor, pentru sprijin. Știți că fără voi n-am fi... Și de aia mergem cu cafeneaua nației pe roți prin țară, pentru că aș vrea să vă întâlnesc pe toți din trib și să vă îmbrățișez. Săptămâna asta, apropo, ne vedem la Teaca, e un mic și foarte mișto festival acolo, lângă Bistrița, apoi vom fi tot în zonă câteva zile, la Figa, înainte de plecarea către Smida Jazz Festival. Ne vedem dacă sunteți prin zonă. Uh, mai ales că abonații noștri plătitori de pe YouTube au reducere la Smida, aveți anunțul în comunitate. Pentru cei care nu sunt abonați, dacă nu vă coafează să vă activați o treaptă de abonament lunar aici, pe YouTube, puteți face o donație pe site-ul nostru, stareanației.ro și toți banii ajung în susținerea proiectelor noastre editoriale. Mulțumim! Vreau să vă spun că lucrăm și la teatru, avansăm, deci suntem bine. Ok, avem emisiune grea astăzi. Cu securiști, Dar nu mai spuneți la nimeni. Nu Bun, România securistă, deci. Securitatea, serviciile reprezintă pentru noi o obsesie. E limpede, nu? Adică, noi, românii, suntem și duși cu bidonul. Rău! Că ne-a luat tată în timp. Ce să. Și <laughs> există și mult, mult adevăr în această obsesie a noastră nu știu dacă din păcate sau din fericire, ca orice frustrare a ajuns să ne macine, să ne consume, să sape să în tot ceea ce înseamnă încredere în societatea noastră. Explic, normal că explic. Nu vă las așa neexplicați. Ne Aveți puțin tică răbdare. Da, poate că nu serviciile făceau în anii trecuți toate dosarele alea grele din justiție. Dar tot generalii SRI ne spuneau că ei fac unele dosare și le urmăresc apoi pas cu pas deznodământul în instanță. Un lucru împotriva oricărei idei de stat de drept, bineînțeles. Un general SRI a numit justiția câmp tactic al serviciilor. Și apoi ne-a lăsat așa, ca la dentist. Adică e ca și cum pompierii ar spune că domne, de încând, de încând, așa, ah, mai dau și ei foc la o casă. Și noi întrebăm, consternați, bă, bă, stați, de ce, cum, cine? Și ei, nimic, mucles. Șeful SRI a confirmat că familiile Coldea și Ghiță și-au făcut vacanțe împreună. Într-una din vacanțe a fost prezentă și familia ambasadorului român în Statele Unite, George Maior, dar și fostul vicepremier Vasile Dâncu. E nimeni niciodată nu ne-a explicat de ce și cum a fost în perioada aia cu întâlniri între oameni politici, oameni de afaceri, general SRI, procurori. Mă rog, se pare că până la urmă toți erau, de fapt, oamenii ai serviciilor, nu? Afaceriștii, politicienii, procurorii, jurnaliștii. SRI devenise o caracatiță care acaparase toate instituțiile. E, de aici o imensă frustrare în societate. De aici poate și parte din delirul unei părți a societății. Pentru că Fix așa se întâmplă cu cetățenii care sunt mereu mințiți. Și aș vrea să fac aici o mică paranteză. Aflam de toate acele nenorociri cu generali și procurori și afaceriști care învârteau banii serviciilor, chestiune legală, atenție, în România, dar aflam toate astea tocmai pentru că presa era ceva mai liberă decât astăzi. Sau, dacă vreți, ambele tabere aflate în luptă pentru putere și o trăgeau inclusiv prin presa pe care o controlau. Magistrații Curții Supreme spun că probele din dosar arată că fostul director al Antena Grupa a avut rolul principal în șantajarea reprezentantului RCSRDS. Liga a fost păgubită fiindcă RCSRDS și-a cumpărat prin interpus propria creanță de la Ligă pe mai puțin bani. Așadar, RCSRDS. E, chiar și mizeriile astea ajutau democrația noastră șchioapă. Astăzi însă, cei care controlează jocul și-au dat seama că n-are sens lupta pentru putere. Că mult mai bine merge furtul dacă cele două partide importante se unesc împotriva cetățenilor. PSD și PNL au cumpărat tot și cam asta e povestea. Mai vedeți posibil să apară azi nenorocirile despre care aflam atunci? Ok, a ieșit până la urma asta cu azilele groazei, de neștie iar toată lumea, și ca torționari și ucigași de bătrâni, nu doar ca vânzători de copii, cum ne știa Occidentul în anii 90. Dar, în rest, liniște. În rest, controlul asupra ceea ce se dă la televizor, de pildă, de unde românii își iau încă informațiile controlul e total. Și asta cu azilele groazei a ieșit acum pentru că s-au mișcat niște procurori. Altfel, toți știau. Presa independentă scria, ONG-urile se sizau. Degeaba, tati. Am reușit restructurarea instituției pentru a fi mai eficientă, am îndepărtat-o de politică și de moștenirea fostei securități, Starea serviciului este acum semnificativ mai bună decât în urmă cu 8-9 ani. A, da de ce sunteți modest, șefule? Starea serviciului e perfectă. Da. Uite, mă rote, idee bună de emisiune. Starea SRI. Și să mai dăm acolo una alta când... <coughs> Tunde. Domnul este fostul șef al SRI, un băiețel care îi căra geanta lui Iohannis acum vreo 10 ani în campanie și care, pus la șefia serviciului, a reușit să-l întoarcă cu totul împotriva cetățenilor acestei țări. Și serviciul n-a avut nimic împotrivă. Ba chiar i-a plăcut nebunului? Oh, Cum și nouă cetățenilor ne-a plăcut. Haideți, haideți, că să nu ne mai dăm smei, că n-am văzut oameni în stradă împotriva controlului exercitat de SRI asupra justiției de pildă. Ba din potrivă, dacă tot am ajuns aici, am văzut oamenii în stradă apărând, unii fără să înțeleagă ce caută acolo, amestecul serviciilor în democrație. S-a ieșit masiv împotriva lui Dragnea și Iordache, pentru ca nimeni să nu mai fie acum în stradă împotriva lui Predoiu, care a mutilat pur și simplu justiția și codurile și democrația și tot statul de drept. Și apoi s-a cărat. Președintele Claus Iohannis a promulgat două legi care au stârnit controverse în forma lor inițială. Prima dintre ele se referă la înregistrările făcute de serviciile secrete care nu mai pot fi folosite ca probă în dosarele de corupție. A doua reglementează abuzul în serviciu, care poate fi până la urmă incriminat fără prag valoric. Nu vedeți, am ajuns să fim tratați ca niște copii. Hai stați liniștiți, mă, gata mă cu frica. Nu o să mai fie ca înainte, dar cu o să fie mai bine. Păi, nu, 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 nu. Mă cocoșel, mă. Zine, tu exact cum era înainte. De ce și cine e responsabil pentru ce a fost înainte? De ce l-aș crede pe cuvânt pe unul ca Helvi? Pe bune. De ce aș pune botul la ce spune un mediocru ajuns șef la Serei? Una, două, se trec în rezervă niște oameni, sunt decorați și hai să mergem mai departe. În mod normal, dacă am înțelege și noi democrația, am zice, acum, noi cetățenii, bă, 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 nu! Stop! Nu vrem să mergem mai departe așa. Vrem să dați seama pentru ce ați făcut. România merge bine și economia românească crește. E aici, cred eu, că e o mare problemă cu țara asta. Ni se spune mereu că, da, domne, au fost niște probleme, au fost, dar nu mai sunt. Nu. Gata, de ce să ne mai agităm? Ce a fost, a fost, Domnule. Trăim în trecut acum. Abia asta te face să te simți și mai umilit în România. O societate în care instituțiile te tratează ca pe un prost căruia nu trebuie să-i dai cine știe ce explicații. Doar să-l mângâi pe căpșor așa și să-i zici că s-a speriat ca fraierul. Hai, cetățeanule, culcă-te-mă la loc. Lasă, lasă că știm noi ce facem. Să o ocupă oamenii mari, mă. Ai du-te și fă foamea, că altceva nu știi. Și îți mai dau eu 10 lei mâine, da? Vii mâine. Helvic a declarat că și-a îndeplinit așadar toate obiectivele pentru mandatul său și că instituția s-a transformat major în ultimii ani. Raportul de activitate pe care acesta l-a trimis către Parlament detaliază finalizarea două proiecte importante pentru Serviciul Român de Informații. Vorbim de Regio și de Centrio. Două proiecte menite să scurteze lanțul de informații dintre unitatea centrală și dintre unitățile teritoriale. Să lămurim și asta. Să nu creadă ăștia că suntem tâmpiți. Serviciile secrete românești sunt în primul rând un mare secret pentru noi, pentru cetățeni. Adică Parlamentul nostru de a și populat cu atâția tâmpiți. Pentru că tâmpitul ajuns în Parlament nu e interesat să apere cetățeanul și democrația. El, tâmpitul din Parlament, nu pune întrebări tâmpitul nici nu vrea să știe. Știți principiul. Nu te bagi, nu ți se bagă. E principiul pe care e construit tot sistemul de stat românesc. La noi, de la bugete până la o simplă întrebare adresată serviciilor, totul e secret. Chiar și purtătorul de cuvânt al SRI e un băiat care ne ia la mișto și poartă cuvântul doar în zilele de joi odată la 5 luni când e marte retrograd. La câtă bătaie s-a mâncat pe vremea securității, tot poporul e mucles când vine vorba de Serei sau de BNR, sau de. Mă rog, ați înțeles voi. Pe ideea, a lasă domne, că noi suntem prea mici pentru jocuri atât de mari. Și nu știu, e o atitudine pe care. O putem observa ușor la aceste instituții de lux, ca să zic așa. Se cred stăpâne peste o populație de băștinași proști. Da? Buni ca mână de lucru ieftină și ca plătitori de taxe. Am fost recent în provincie, doamne, coloană după coloană și pe o parte și pe alta, deci nu e mai București. Nu prea arată nici a recesiune, nici a. Da, nici a poverti. Iată. Pare că se coboară din ceruri Mugurel Manole Isărescu atunci când se adresează populimii. Mă mir că nu ne trimite mai degrabă o fleg mă -mplic. Aceea fiind părerea dânsului despre inflație. Cum ziceam, serviciile sunt secrete mai ales pentru noi, pentru popor. De ce fac serviciile toate aceste măgării? În primul rând pentru că pot. Pentru că le permitem. Apoi, logic, pentru bani. Pentru ce altceva și-ar dori serviciile influență? Pentru ce altceva bugetele lor cresc din semnătura robotului cotrocenist? Pentru ce companiile IT ale SRI-ului câștigă toate contractele cu bani publici? Pentru cașcaval, normal. Dă-o încolo de idee de stat de drept. Avem companii ale SRI-ului care controlează domenii întregi și noi discutăm despre piață liberă? am nebunii cu toții! E, despre toate astea nu se discută. Acea caricatură de comisie de control din Parlament n-are curaj nici să se gândească la astfel de subiecte. Da, așa spălare, am zis. Și acest control total al serviciilor în societate, se vede cu ochiul liber. În fiecare săptămână auzim că un fost securist a plecat din servicii și s-a angajat fie pe la o agenție de stat, fie în guvern, fie la casa de pensii, ori la aia de sănătate. Mă rog, asta e ce auzim noi, ce mai aflăm așa din când în când. Câți ori fi ei în total, n știe. Cred că sunt câțiva în fiecare zi. Oameni la 40 și ceva de ani, 50 maximum, părăsesc brusc serviciile și ce să vezi, bă, se duc să lucreze tot la stat, bineînțeles, în funcții de conducere. De obicei, funcții pe unde trec niște sume enorme. La ce altceva să te gândești decât că serviciile își trimit oamenii pe teren la treabă, la produs. Doamna Simona Bucura Oprescu a devenit doctorant la Academia SRI, exact în același an în care a devenit doctorant și domnul Marcel Colacu, premierul României. În doi de altfel au intrat în Parlament în 2012. Au făcut uh, și o serie de masterate, domnul Ciolacu și doamna uh, Simona Bucura Oprescu la uh, SNSPA. Doamna, uh, doamna Bucura Oprescu e clar că a depus o serie de eforturi deosebite în privința acumulării de diplomi și de certificări academice din partea unor instituții care asigurau accesul către o zonă de influență. Doamna Bucura Oprescu practic urmează aceeași cale pe care au urmat-o mulți politicieni, făcând studii la Colegiul Național de informații. la Academiei Serviciului Român de Informații Deci nu numai doctorat început acolo Face și un masterat la Academia de Poliție Și ăsta este unul dintre cele mai umilitoare lucruri din politica și administrația noastră Toți papagalii ăștia din politică trec pe la Academia SRI să facă, domne, niște cursuri De la ultimul până la primul prost Toți Cumva prostul consideră că e ceva ce trebuie să bifezi ca politician. Să te duci acolo, să faci acele cursuri. Îi bagă ăia acolo, îi cântăresc, n-ai știe, îi rad în cap și probabil le injectează ceva rahat în creier. Că ies chiar mai tâmpiți decât au intrat și infinit mai slugarnici. De ce niciunul dintre acești pochimeni nu explică poporului care a fost motivul pentru care s-a dus să facă aceste cursuri? De ce nu vine Ciolacu, a ajuns prim-ministru? Păi vă dați seama? covrigarul, ăsta e prim-ministru? De ce nu vine Ciolacu să ne spună cum l-a luat pe el pofta de studii la SRI? Ce, credeți că acolo se învață la modul propriu ceva? Nimic, vă dați seama. E un instructaj, practic. Li se spune ce au voie, ce n-au voie, de cine trebuie să asculte și să execute. Sunt nașa fiului fostului rector al Academiei SRI. Cum s-a scris în presă da. în momentul în care a fost nominalizată sunt, pentru sunt, acest post. Sunt nașa lui Alexandru Ștefan, un tânăr medic român pe care chiar mi-a făcut plăcere să-l cunosc. Aha, mă uztură chiloții. Ministrul Muncii, deci, Simona Bucura Oprescu, este nașa fiului fostului rector de la Academia SRI, Ștefan Gheorghe Teodoru, trecut în rezervă după scandalul plagiatelor. Nenea a fost și coordonatorul ei de doctorat, normal. Ce, 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 -a, ce a zis poporul, că sunt prea puține femei în guvern? A, pă, haideți, mă, să mai aducem niște femei. Nu vă plac uh, pui de sereiști? Lasă că aducem și niște puicuțe. Avem, păi, avem noi. E. Nu știu, au ajuns să știa ca aristocrația franceză, în perioada ei decadentă, să babardesc între ei și, iată, nasc monștri. Ei cu ei acolo, știi, o, o, cloacă, naș cu fin, cu metri, sora lui ăla, îl ține pe fratele lui aia și măsa are o firmă unde e acționar bunicul, șeful de la drumuri și poduri, care... Numai asta auzi constant. O încrengătură de rudeni și amandlâcuri sub marea cupolă a serviciilor. Cum să nu te apuce scârba? Cum să nu devii extremist? Cum să nu intri în Partidul Serviciilor, că și-au făcut și de asta. Nu este asta subiectul. Ok. Apoi copiilor. Totul pentru copii. Moștenitorii, mă. Toți copiilor, fie merg la facultăți pe afară, fie la 20 de ani, au deja afaceri cu statul. Meleoane! Astea sunt cele două căi ale lor. Știți vorba. Copiii securiștilor noștri vor fi securiștii copiilor noștri. Soțul meu este vânător la patra generație, este pasiunea lui, are două arme care sunt peste 5.000 de euro. Ce aveți, bă, om serios, a patra generație de vânători? Zici că străbunicul Tasul Bărbasu a inventat vânătoare. Păi ce aveți, bă, oamenii, oamenii ăștia, homo sapiens, sapiens și așa mai departe, oamenii erau doar cu legători până să apară neamul lui doamna să inventeze vânătoare. Ca să nu mai vorbim că toate familiile astea în care este strecurat securismul de cumetrie sunt familii foarte bogate, cu foarte mulți bani în conturi, terenuri, case. Bugetari, dar bugetari bogați. Nu bugetari care nu mai știu ce să facă de la o lună la alta ca să le asigure copiilor mâncarea, hainele, rechizitele, meditațiile. Acești bugetari mânjiți cu securism nu-și pot justifica averile nici dacă trăiesc 400 de ani. O aristocrație bugetară care trece pe la servicii să-și ia deverință de slugărnicie. În mare, cam despre asta e vorba când discutăm despre cine ia decizii astăzi în România. Ăștia sunt oamenii de încredere ai sistemului, oameni care servesc și care împart mai departe. Oameni care, atenție, nu strică jocul. Antonio Amuza a spus explicit și citez, da, că nu a trecut în civil și a rămas secret pentru toată lumea, pentru public, pentru studenți, pentru mediul academic, când preda, când apărea la televiziune, când scria, a rămas secret că este angajat al Serviciului Român de Informații ca să protejeze serviciul. O, oh, da, cazul Antonio Amuza. De unde și vorba? Cine se scuza, se amuza. Amuzant, nu? Amuza ăsta era securici și el a ajuns asistent universitar Unde? Unde? La jurnalism, tati da? Dar n-a trecut în CV că iese curici De ce? Uh, ca să protejeze, ci că serviciu da? Serviciul Avea nevoie să fie protejat De cetățeni Doamne Doamne Astfel de oameni trimis serviciile la jurnalism n sol moment ce poate fi mai înălțător, nu? Decât să auzi că într-un stat de drept, la facultatea de jurnalism, la stat, predă un om al serviciilor. Dar mă întreb altfel. De ce nu predă amuza asta la Academia SRI-ului? Nu acolo ar trebui? Dacă tot ce au făcut fabrica lor de diplome. Aveți Academie, băieții. Predați acolo până vă vine rău de vierme analfabeți care să vină la studii cu gândul că asta le va lansa cariera politică, sigur, sigur vă dau eu scris, nu veți duce lips. A fost conferit ordinea sau României în grad de comandor, unul dintre cele mai vechi ordine pe care le poate acorda statul român. Deja a fost publicat în monitorul oficial și mai trebuie precizat un lucru, acest Ordine a fost oferit Fără a fi și o ceremonie Cum avea loc de obicei Superbă știrea asta L-a decorat președintele Dar prin poștă Da, l-a chemat o secretară Să vină să-și ia decorația de la poartă Până și asta pare așa Ceva secret S-a dus unul noaptea de la Cotroceni Și s-a întâlnit cu Helvich într-o parcare Ca să-i dea decorația, cred E și penibil și rușinos Cumva dar n-a zis nimic ce să zică. Și de ce să-l decorezi pe Helvi? Un băiat mut care a mimat competența se retrage ca o vedetă și acum se gândește să intre din nou în politică. De ce? De ce acceptăm să ne călărească unii ca pe proști? Sigur că serei a făcut și greșeli. Multe în acești trei, 32 de ani. Îmi cer în mod sincer scuze pentru ele, pentru toate, inclusiv pe pentru cele de dinaintea mea. Deci au fost multe și la tine, nu? Începând cu numirea ta acolo. Vă dați seama că atunci când ăsta o să reintre în politică, și probabil o să fie pus în locul lui, ciucă, zic și eu așa, la întâmplare, o să auzim asta. Domne! Omul ăsta vine cu experiență din servicii, domne, care n-ar trebui irosită. România are nevoie de astfel de oameni care au luptat cu Rusia și care au fost parteneri ai NATO și ai... Iar Helvig ăsta e, cum să vă zic, dacă îi pui o busolă în mână, nu știe să zică unde e nordul. Uite, pasta ați văzut-o? O poveste cum sunt multe, multe în cei 33 de ani. O poveste care ar trebui să fie scandaloasă. Pe domnul îl cheamă Petru Țăgorean, director al Cancelariei Prefecturii București până în decembrie 2019. Fost locotenent în cadrul direcției a șasea cercetări penale a securității. El încasa la nivelul anului 2019 o pensie de 11.500 de lei pe lună, pe care o cumula cu indemnizația de consul al României detașat la Cahul, Republica Moldova, și cu cea de membru al Academiei de Științe ale Securității Naționale, instituție finanțată tot de la bugetul de stat. Sunt probabil sute de astfel de cazuri. Mă, e ce e o problemă? Să ne înțelegem. Acești băieți nu intră în alte instituții de stat pentru a avea un loc de muncă. Nu despre asta e vorba. Ei sunt aduși, trimiși, detașați acolo cu o misiune. Ce fac exact acolo, nu știm, dar ne putem imagina că scopul este unul de control, care în final se va materializa în ceva atât din punct de vedere cât și economic. Mai ales economic. ONG-uri și asociații de tot felul au cerut de-a lungul anilor transparență în legătură cu prezența serviciilor în societate. Aiurea, nu răspunde nimeni. Iar justiția te amână, apoi decizii eventual favorabile ajung să nu fie respectate. Ai impresia că serviciile noastre sunt pur și simplu altceva decât e România. Republica Serviciilor, Tată, cu regulile lor acolo, cu scopurile lor care nu prea au nicio legătură cu scopurile României. Cred că. E absurd. Time Out, minutul de publicitate. Această emisiune vă este prezentată de Cafeaua Nației. O găsiți în magazinul nostru de unde puteți cumpăra cafea de specialitate, atenție, proaspăt prăjită, ceai organic de excepție și multe altele. Vedeți că sunt disponibile și pachetele pentru luna august. Le găsiți acolo, cele din iulie s-au epuizat undeva săptămâna trecută. Nu mai avem deloc. Am vrut și eu să-mi rămână o carte și am să am cele două volume într-o singură carte, dar a rămas nimic, s-au dat toate, și nu ratați pachetele din această lună. Și acum să facem o cafea, nu? Ce ziceți de un cold brew? Pe căldurile astea merge senzațional, nu? Și o să vă spun și rețeta, să puteți să vă faceți și voi acasă. E important să aveți cafea bună. Adică cu zeama de cenușă din comerț, de la magazin, de la hipermarket, cum ar veni, nu o să vă iasă. Și ce vă mai sfătuiesc este să încercați, mai ales în cazul acestei cafele cold brew, ar fi foarte bine să aveți o râșniță manuală, dacă se poate, e excelent, pentru că această cafea trebuie măcinată ceva mai mare. Așa, ca pentru V60, să zicem, deci la o cum avem noi o asta profesional așa, la un 5,5 de eu acolo când le fac oamenilor, mă mai nimeresc pe la cafenea, dar e bine o măcinătură mai, mai mare ca să-și lase gust. Și am pus niște lapte rece-rece în cănița asta, gheață, toată mai pune gheață, eu nu prea pun, mai ales dacă și colbriu pe care noi îl păstrăm la cafenea, după ce îl facem în aceste sticle din sticlă, și uh, n avem, așa sunt sticlele, nu avem contract cu Borsec, dar e o apă foarte bună. Ce, ce n-ai să zici? A așa. Și uh, o să fac în cana asta. Uh, hai să vă zic întâi cum se face. Da? Deci... Uh, sau mai întâi să-l fac, deci se pune, te-am pus așa să zic, am aproximat cam 60 de mililitri, cam atât vă recomand la la un pahar și uh, uite, pun un cup de gheață ca să nu ziceți că nu e așa și torn peste lapte uh, vegetal uh, și am făcut acest colbriu. E senzațional când mergem cu uh, cafeneaua nației pe roți prin țară Numai asta bem. Și acum vă zic cum puteți să vă faceți. Notați, <coughs> pentru că necesită un proces de 12 ore, spun unii, noi facem cu 24 de ore. Adică, luați cafea, încercați uh, o proporție de 1 la 8, uh, așadar pentru <coughs> un litru de apă, Puteți să aveți 125 de, de grame de cafea, v-am spus, o măcinătură ceva mai mare. O puneţi, există filtre, există și mai mari, tot felul de uh, jucării din astea pe care puteți să, să vi le luați. De exemplu, partenerii noștri de la Artisan Coffee au astfel de lucruri și uh, filtru, da, puneți cafea acolo, puneți apă și uh, lăsați 24 de ore în frigider. Pentru că gustul va fi excelent, merge și după 12 ore, dar e un gust mult mai pronunțat, mai ales în cazul cafelei de specialitate. E un gust foarte, foarte bun după 24 de ore. Apoi luați, scoateți filtrul cu cafeaua, cu zațul, aruncați și aveți cold brew pe care îl țineți în frigider. Deci puteți să vă faceți odată pentru o săptămână. De exemplu, la. 60 de mililitri per porție, ajungem la 15 uh, cafele uh, ca lumea, uh, deci aveți pentru, să zicem, o săptămână dacă beți în doi sau dacă beți mai multă cafea. Da? Deci important e însă să aveți cafea proaspăt prăjită, o puteți procura de la voi din localitate dacă există o prăjitorie de cafea de specialitate, repet, că mai sunt prăjitorii care nu iau cafea de specialitate și uh, să, să savurați acest colbriu care e extraordinar. Mai există o rețetă, puteți să-l uh, pregătiți să faceți tonic. Eu nu consum apă de-asta tonică, uh, nu-mi place, dar ia, ia, l-ați auzit pe Marote, da, 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 el bea. Deci merge în loc de uh, lapte să puneți uh, apă tonică. Și înțeleg că gustul, cum e mă? Senzație. Uite ce zice Marote, el, el, a, el așa bea Uh, uh, mie nu-mi place asta, apa asta tonică, plus că ce bagă ăștia în... Mă rog, înapoi la emisiune, securiștilor ce suntem, da? Cum zicea domnul Cioloș. Ok. Cu ce se ocupă serviciile? Păi, dacă mă întrebi rapid așa, eu zic, domne, în principal cu business. Cu afaceri. SRI e o mega corporație. Sigur că sunt unii pe acolo, probabil ori fi destui, care știu, care sunt competenți. 1, 2, 3, 7, 9, 15, 007, 0, 7, ăștia care apără patria, care știu despre ce e vorba și își fac treaba. Da? Așa, în mare, imaginea publică, SRI-ul e pe business, tată. Chiar despre Hexifarma mai știm ceva după ce a fost sinucis omul ăla? Nimic, nu vedeți nimic. Ar fi fost tare ca un astfel de patron să ajungă să vorbească. Să ne spună mai multe despre lumea contractelor cu statul. Domnule, despre ce vorbim? Despre ce vrem noi vorbim, domne. Lasă ne pace, că și așa suntem supărați a Cilii și a unde am fost exilați. Da, deci, cu ce se ocupă serviciile? Știm, repet, cu chestii complicate, chiar n-am putea înțelege, și dacă ne-ar explica. Poate dacă am face acele cursuri la Academia SRI, să ne spele un pic pe creier cu minciunile lor imbecile despre siguranță națională sau aia cum era aia, ah, intelligence. Ah. Am impresia că serviciile vorbesc cum o făcea acel Gabriel Oprea. Da, general un Adică prost, grav și cu foarte mult tupeu. Nu știi exact despre ce e vorba, dar e grav, e foarte grav. Nu știi ce fac, dar e al naibii de important. Au nenorocit munți întregi. De pe acești munți au ieșit peste 5.000 de camioane cu lemn tăiat ilegal, cu o valoare de 23 de milioane de lei. Cazul este cercetat de mai bine de 12 ani. Noi întrebăm de 10 ani la rahatul ăsta de emisiune Mă, dispariția pădurilor Nu ține de siguranța națională Mai ales în vremurile astea Într-o lume în care resursele sunt totul Pădurile nu țin, mă, de siguranță națională Companiile care fură lemn Și care toate, atenție, au tot felul de generali în spate Nu, nici ele, nu? Am înțeles. Dar faptul că un președinte al României, vreme de două mandate, a fost colaborator al fostei securități? Sau că președintele Băncii Naționale a fost colaborator al securității? E amuzant, nu? Că toate acestea nu țin de siguranța națională. Că întrebarea e, atunci ce e mă siguranța națională? Când îi atacă unii adresa de mail robotului sau ce? Drumul până la școala al doamnei Carmen? Să nu atace vreun câine comunitar? Că există risc într-o țară atât de modernă și dezvoltată ca a noastră, nu? Marin Pârvulescu și Vasile Hodiș au fost printre cei mai temuți ofițeri de securitate ai regimului comunist. În anul 2016 au fost trimiși în judecată pentru crime împotriva umanității. Procurorii au acuzat că l-au torturat psihic și fizic pe inginerul Gheorghe Ursu până când acesta a murit. După 38 de ani, judecătorii au decis că sunt complet nevinovați. S-a vorbit foarte mult despre asta. S-a aflat între timp și cine erau judecătorii care au luat decizia și în ce dosare importante au mai fost ei și s-au pronunțat? Cu Gabi Oprea, cu... Bă, să ne înțelegem, asta este o flegmă în ochi pe care o primește fiecare român de la justiția din România. Orice om care a stat jumătate de oră în România se gândește imediat, a, normal, mă, l-au scos, mă, colegii de la securitate. Păi ce să zice altceva? Chiar dacă nu e așa, tot te gândești. Pentru că acest comportament al serviciilor în România te face să presupui mereu, să-i bănuiești, să te gândești că au mermelit ei acolo ceva. Așa se întâmplă cu oamenii care sunt continuu mințiți. Se duc cu bidonul, ce spuneam și la început. Noi suntem duși deja de foarte mult timp. Mă tot întreabă lumea, cum mai rezistați, domnule? Păi nu mai rezistăm, nu vedeți că am luat o razna. Urlăm ca tâmbiți într-o pătrățică pe marele internet. Cât ni se va mai permite și asta. Fostul ministru de interne, Gabriel Oprea, a fost achitat definitiv în dosarul polițistului Bogdan Gigin, în care era acuzat de ucidere din culpă. Decizia a fost luată astăzi de către Curtea de Apel București, după ce dosarul s-a plimbat ani de zile între instanțe. Gabi Oprea a fost una dintre cele mai grețoase creaturi politice, un băiat care sugea toată ziua la siguranța națională. Nu-l vota nimeni niciodată, atenție! Partidul lui era o cloacă plină de reptile securistoide, dar de fiecare dată se alia cu cineva și intra în Parlament. Și acum visează același lucru. Am învins, m-am ridicat și voi reveni în politica mare. Doamne! Ba mai mult de atât. Ăsta ajunsese ministru, chiar vicepremier, la un moment dat, sub ponta. Vicepremier cu ce? Cu brânză, maică, cu brânză. Cu siguranța națională, normal. La această ședință CSAT vor fi analizate subiecte extrem de importante, teme de actualitate din domeniul securității naționale. Se întâlnesc acești băieți în Consiliul Suprem de Apărare a Țării și de acolo ies cu niște bugete de mori. Mori! Știți că la noi președintele țării dictează bugetele la armată, la servicii? Ca să vă faceți o idee, în 2023 bugetul SRI a crescut cu 20%. Pe vremurile astea, pe praful ăsta. Bineînțeles că îți vine să pui placa, bă, dar la educație nu se poate, la sănătate nu. An de an bugetul a fost și mai mare la servicii. Acum au sărit calul grav. Mărire cu 20% a țin nebunit. Și altfel nu știm de unde să tăiem. Iată, se blochează posturile peste tot, nu se mai angajează oameni. Acolo unde ar fi nevoie. Noi dăm bani la SRI. Tată. Nu există, dacă chiar nu există o propunere venită de la SRI prin Iohannis care să nu fie imediat votată de toate partidele. Nu se discută despre servicii, nu se deschide gura, doar se execută, se votează. Cum ziceam, democrația și statul de drept sunt în altă parte, cât ori mai fi și pe acolo. Dar am vrea să vedem șef de servicii audiați, în senat, pe bune. Și, și nu de către elevi ai SRI-ului. Am vrea să vedem că societatea noastră nu e atât de militarizată și securistică. ANAF a primit misiunea să adune mai mulți bani la buget, după ce instituția a colectat cu 3 miliarde de lei mai puțin față de cât era programat pentru perioada ianuarie-martie. Cu starea nației, de pildă. Mereu au fost aceste discuții din partea celor care ar fi dorit să se promoveze alături de noi. Teamă, frică! dacă băgăm niște bani și după aia avem noi probleme, ne caută unii și alții. Problema, deci, era că susținea o emisiune liberă care sancționează atât SRI-ul cât și Boru și BNR-ul și nu mai zic de partide, de politicieni. A bă, dacă ăia, că au putere. Serviciile noastre nu fac decât să amplifice această stare generală de panică din societate. E culme, cool, nu? Instituțiile noastre nu te fac să te simți mai sigur și mai liniștit, ci din contră, ele bagă mereu bățul prin gard, inducând panică și o stare de nesiguranță națională. Exploatează teama oamenilor și îi împing să renunțe la drepturi, îi marginalizează, îi duc la periferia societății. Și apoi se miră toți papagalii de politicieni. De ce devin oamenii extremiști? Păi, de la marginea societății, cu bocancul autorităților pe gât și fără una, de un leu în buzunar. Ce poți fi dacă nu ești extremist? Noroc că serviciile au avut grijă și de asta. Da? Să ofere mereu, mereu, la fiecare ciclu electoral, o soluție în zona asta. Da, o soluție care adună nemulțumirile oamenilor și apoi e dezumflată în favoarea răului cel mai mic pe care îl vom alege cu minți și în 2024. Dragi telespectatori, vă dorim noapte bună! Asta a fost, dragilor, pentru săptămâna asta. V-am făcut un program mai lejer în august cu o emisiune pe săptămână, un interviu. Am văzut că vă plac interviurile noastre. Mulțumim, aștept sugestiile voastre pe cine să chemăm la aceste interviuri în continuare. Apoi avem starea impostorilor cu Valeriu Nicolae care s-a apă, să în continuare. Nici asta nu moare acasă. Hai să ne înțelegem. Avem apoi producția noastră, ceva cu reclame și pe canalul celălalt, Starea Sănătății, avem marfă proaspătă. Vorbim acolo despre mâncarea ultraprocesată. Sper să vă placă. Să vă fie bine. Nu uitați, cafea de specialitate, ceai organic de excepție, găsiți în magazinul nostru, noul nostru magazin de pe starea nației.ro. Sper de asemenea să vă placă. Ne vedem prin țară. Săptămâna asta plecăm din Bistrița către Smida Jazz Festival, unde vă așteptăm cu cafeneaua nației pe roți. Voi fi și eu acolo, desigur, și vom sta de vorbă, bem un cold brew. Păi da? Hai, să vă fie bine.